Cel mai mare festival din lume începe în Portugalia. Vor participa 1,5 milioane de tineri din toată lumea. Vedeta nu e vreun cântăreț, dar e un adevărat rockstar pentru tinerii catolici. Papa Francisc se va întâlni la Lisabona cu ei la 10 ani după ce i-a îndemnat să facă zgomot ca să fie auziți. Mai multe detalii are colegul meu, Felix Damian, editor Alef News. Salut, Felix! Bună, Raluca! Hai să vedem puțin despre proceduri, despre organizare. Totuși vorbim de 1,5 milioane de oameni. Cum e organizat acest eveniment? Unde se adună atâția oameni chemați de papa? Da, e practic o săptămână întreagă de evenimente și implicarea autorităților este majoră. Desigur, Ziua Mondială a Tineretului, care este sărbătorită la Lisabona între 1 și 6 august, va beneficia de prezența Papei Francisc și va deveni practic cel mai numeros, ci evenimentul cu cel mai mare public din istoria Portugaliei. Pentru autoritățile locale și cele naționale a fost desigur o provocare logistică și de securitate. S-au mobilizat peste 16.000 de agenți de poliție și personal de urgență. Au fost desigur tăiate circulația pe mai multe artere esențiale din Lisabona și au fost reinstituite controlele la frontieră. Se așteaptă ca Lisabona, care are mai puțin de jumătate de milion de locuitori, să primească peste 1 milion de vizitatori din toată lumea. Papa Francisc sosește mâine acolo pentru a participa la a patra zi mondială a tineretului din timpul pontificatului său. Este a 42-a deplasare internațională pe care o face suveranul pontif și îi va testa, desigur, și rezistența la vârsta sa de 86 de ani și la numai 2 luni după ce a fost operat. Dar dincolo de asta, Papa Francisc are o relație specială cu tinerii catolici pe care acum 10 ani i-a îndemnat să facă gălăgie ca să fie ascultați. Hai să vorbim și de partea financiară. Cât costă acest festival, Felix? Cine suportă cheltuielile? Trebuie spus în primul rând că acest festival al tineretului catolic trebuia să aibă loc anul trecut, dar Vaticanul a amânat organizarea din cauza pandemiei și ultima întâlnire cu tinerii catolici a fost în 2019 în Panama. Acolo costurile au fost ceva mai mici, dar în acest caz la Lisabona bugetul ajunge undeva la 160 de milioane de euro. Jumătate din bani sunt puși, se pare, de Biserica Catolică, restul vin însă de la bugetul statului și de la administrațiile locale din Lisabona, Lures și OE, respectiv 81 de milioane de euro. Au existat multe critici la adresa acestei organizări și acestor costuri uriașe, iar principala controversă s-a centrat în ultima vreme pe costul unei scene altar, unde va fi Papa Francisc, alături de 2000 de persoane și care a fost bugetată la aproximativ 5 milioane de euro. Datorită din acestor critici justificate din partea portughezilor, bugetul a fost revizuit, costurile au fost reduse, dar asta nu a evitat intervenția unui artist numit Borda Lodoi, care a expus în mod clandestin acolo o lucrare numită Walk of Shame pe scările acestui controversat altar, unde a întins un covor cu desene de bancnote de 500 de euro. Dincolo de asta, festivalul aduce tineri din toată lumea la un loc în Portugalia, iar multe cheltuieri sunt suportate chiar de ei. De aceea, organizatorii festivalului similar de la Madrid spun că beneficiile în acest caz au fost de 6 ori mai mari, respectiv de 350 de milioane de euro. Felix, mersi tare mult!